În seara de duminică spre luni, la ora 00:30, pe sectorul de drum Marginea Volovăț, un autoturism a luat foc. La volanul mașinii se afla o femeie care, cu un curaj de apreciat, a coborât din mașină și a anunțat imediat incendiul prin serviciul unic de urgență 112. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, lichidând focul care a mistuit mașina în proporție de 90%. În data de 5.07.2015 am fost anunțați de producerea unui incendiu la o mașină, la un autoturism. Ne-am deplasat cu o auto specială. La sosirea la locul intervenției am constatat că ardea. Din primele cercetări este că cauza ar fi scurt circuit electric. Din primele cercetări, cauza principală pare a fi un scurt circuit.